Starnet-ul aduce sărbătorile mai aproape de copii. În ajunul Crăciunului, reprezentanții companiei Starnet au adus daruri pentru 140 de copii de la gimnaziul internat din satul Cărpineni, raionul Hâncești. Copiii au primit dulciuri, fructe, haine și jucării. Reprezentanții companiei Starnet le-au promis că vor contribui și la reparația școlii, dar și la amenajarea unei săli de calculatoare cu conectare la internet. Noi ne ocupăm cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale în capitală. Deci credem că ar fi bine să ajungă aceste tehnologii și la dumneavoastră. Deci ca copii de mici se poate de se dezvolte. Prin această acțiune, compania Starnet a demonstrat interesul pentru susținerea și sprijinul copiilor. Starnet este permanent alături de tânăra generație. Gimnaziul internat din Cărpineni găzduiește copii din toată țara, însă este pentru prima dată când primește suport din partea unei companii. Vreau să mulțumesc foarte mult companiei Starnet. Avem o nădejde și o speranță că vom colabora în continuare cu compania Starnet. Compania Starnet a devenit cunoscută atât prin prestarea serviciilor internet de mare viteză, telefoniei IP, televiziunii digitale, serverelor de joc, dar și prin campaniile sociale și acțiunile de caritate.